Miercuri 18 martie vremea se va răci, iar precipitațiile vor cuprinde treptat toată jumătatea de est a țării, predominant ninsori în Moldova, dar și lapovițe și ploi temporar în Dobrogea, Muntenia și Transilvania. În noaptea de miercuri spre joi vor cădea precipitații mixte și în Oltenia, iar joi acestea se vor semnala îndeosebi în nord-estul, sudul și centrul teritoriului. În zona de munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări temporare la munte și în Dobrogea, Moldova și Bărăgan, cu viteze la rafală de până la 55-65 de km pe oră. Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 18 martie de la ora 9, 19 martie până la ora 22 și sunt vizate precipitații mixte, intensificări ale vântului și răcirea vremii.